Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante știri ale acestui jurnal. A fost răpită de fostul iubit și amenințată cu o sabie. A vrut să se răzbune. Bărbatul tocmai ieșise din pușcărie și a luat-o cu forța pe femeia care îl părăsise pe timpul condamnării. Odată cu aprobarea bugetului, Consiliul Județean Argeș a repartizat banii localităților din județ pentru finalizarea unor lucrări și plata unor arierate. Unii edili s-au bucurat, alții s-au întristat când au văzut sumele alocate. Din acest an, la Târgul Mărțișorului, doar persoanele autorizate vor mai putea comercializa obiectele de sezon. Ce au mai pregătit autoritățile pentru comercianți, aflați puțin mai târziu. Amenințată cu o sabie, o tânără din Argeș a fost răpită de fostul iubit. Bărbatul tocmai ieșise din pușcărie și a mers să o recupereze cu forța pe femeia care îl părăsise pe timpul condamnării. Ajutat de 3 prieteni, a bătut-o pe soacra tinerei, au aruncat-o pe fată în mașină și au fugit. Au fost prinși 30 de minute mai târziu după o goană nebună cu poliția pe urme. Bun găsit, povestea spusă de cele două femei, noră și soacră, pare una desprinsă din filmele de acțiune. Cei patru au intrat peste ele în casă la 4 dimineața, înarmați cu o sabie. Au amenințat-o pe tânără că o omoară dacă nu va merge cu ei și pentru că fata a refuzat, i-au spus că îi vor tăia pruncul pe care îl avea în brațe. Atunci fata a fost luată pe sus și aruncată într-o mașină. Imediat vecinii au alertat poliția, care a instituit filtre în întreg județul Argeș. După o urmărire cam filme pe șoseaua Piteș-Vâlcea, polițiștii au reușit să blocheze mașina undeva în localitatea Drăganu. Povestea de dragoste dintre cei doi protagoniști a luat final în urmă cu un an și jumătate. Bărbatul a fost arestat, iar tânăra a decis să își refacă viața. Când și-a terminat de ispășit pedapsa, vâlceanul a mers să-i ceară socoteală cu o sabie. Ajutat de 3 prieteni, a dat năval în locuința în care stăteau tânăra și soacra ei. De dimineață la ora 3, eram cu copilul mic în casă, tocmai l-am alăptat și dintr-o dată m-am găsit cu el în casă și mi-a pus mâna la gură, mi-a spus să nu țip, să nu fac nimic, că avea sabia în mână. Eu de frică am vrut să mă duc în partea cealaltă la soacră mea ca să o strig, el m-a tras de păr, m-a bătut, a spus ca să nu spun la nimeni că mă duce la Vâlcea, că el mă iubește pe mine și vrea să-și adă cu mine. Ne-am trezit, domnișoară, ne-am trezit în casă peste norul meu acolo, vă dați seama că nu mai sunt nici la ora actuală bună de nimic. Au lovit-o? Ce ziceau? Da, a lovit-o, i-a pus mâna la gură, i-a dat în cap, vă dați seama ce i-a făcut sărac. Cu copilul de 3 luni în brațe și amenințată cu o sabie, tânăra a încremenit de spaimă. Soacra ei a încercat să se lupte cu răpitorii, dar în zadar. M-a bătut, m-a băgat în mașină cu forța, m-a luat de mâini, de picioare, să nu strig, să nu fac nimic. Te-a luat în pijamale? Da, eram într-o peleche de colan și de sculță. Da. Dar avea sabie în mână? Da, avea o sabie în mână, da, intra cu ea în cameră și eram cu copilul, el avea sabie în mână. Ți-a fost teamă de el? Da, mi-a fost frică. 30 de minute mai târziu, răpitorii au fost prinși de poliție, au gonit cu agenții pe urme și au fost blocați la un filtru. La poliție au întors povestea și au spus că, de fapt, femeia i-ar fi cerut fostului iubit să vină să o ia. Dar fata v-a spus că nu este adevărat ce spune. De unde mă luați pe mine? Păi ea a vrut să vină de bunăvoie? Tu ești fostul iubit? Nu. Păi și-a vrut să vină de bună voie așa în pijamale cu sabia? Da, ia. Și soacra ei i-a reținut patotii. S-a urcat singură de bună voie în mașină? V-a spus chestia asta? Păi și cu sabia de ce v-ați dus acolo? Nu este adevărat nici o sabie, nimic, minte. Păi cine minte? Că ea îți stresează de un an de zile să meargă după aia, pentru că nu mai suporta soacra ei. Pe toată raza județului Argeș au fost efectuate filtre, iar mai puțin de o jumătate de oră, pe raza localității Drăganu, un echipaj al Poliției Rutiere Argeș a localizat autoturismul în cauză. A fost somat să oprească, bărbații au oprit, au fost identificați cei patru bărbați împreună cu fata și au fost predați lucrătorilor din cadrul Poliției orașului Costești. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire, lipsire de libertate în mod ilegal și violare de domiciliu. Polițiștii încearcă să ajungă la adevărata poveste. Dacă varianta reală este cea a fetei, tinerii, printre care 3 recidiviști, riscă să se întoarcă după gratii. Odată cu aprobarea bugetului, Consiliul Județean Argeș a repartizat banii comunelor și orașelor din județ pentru finalizarea unor lucrări ori pentru plata unor arierate. În aceea sumă este inclusă și cofinanțarea diverselor proiecte locale. Unii edili s-au bucurat, alții s-au întristat când au văzut sumele alocate.
În contextul financiar actual, președintele Consiliului Județean anunță continuarea investițiilor pe Ordonanța 28, însă cea mai importantă sursă de finanțare rămâne în continuare accesarea fondurilor europene disponibile în capitolul bugetar 2014-2020 pentru programele operaționale regionale. Eu vă spun că 39 de miliarde care sunt prevăzuți pentru România nu sunt deloc mulți. Dacă revin în planul regional, pe regiunea noastră o să fie dați probabil, așa cum e o conturare, între 800 de milioane, 900 de milioane de euro. Gândiți-vă că sunt 7 județe și sunt 7 ani. Ar fi 100 de milioane pe județ, la 7 județe. Dacă luăm 100 de milioane pe 7 ani și împărțim, vă dați seama că suma e destul de mică. Din cauza birocrației și a procesului greoi de depunere, selectare și accesare a fondurilor, sfatul autorităților pentru cei care vor să beneficieze de fonduri europene este să se grăbească cu depunerea dosarelor. Sursele care zice că sunt așa multe de absorție nu sunt chiar așa. Deci cine va depune proiecte certe în prima parte a anilor 2014-2015 va prinde bani. Dacă nu, însemnează că în partea a doua a mandatului 2014-2020, mă refer din 2016 încolo, va fi greu să mai găsești bani pentru proiecte, mai ales de nivelul proiectelor mai mari. Aproape 34 de milioane de lei este suma pe care Consiliul Județean Argeș a împărțit-o după priorități celor 7 orașe și 95 de comune din județ. Valoarea totală a veniturilor prognozate pentru anul 2014 este de 224,6 milioane de lei, din care doar 30 de milioane vin de la Guvernul României. Din acest an, la Târgul Mărțișorului, doar persoanele autorizate vor mai putea comercializa obiectele de sezon. Autoritățile locale spun că au luat hotărârea pentru a nu încuraja evaziunea fiscală, iar aceasta nu este singura măsură restrictivă ce-i vizează pe comercianți. Târgul Mărțișorului se va deschide pe 24 februarie, iar autoritățile au luat decizii drastice în ceea ce privește actul comercial. Spre deosebire de alți ani, nu va mai fi permis oricui să ocupe domeniul public și nici oricum. De asemenea, la târg vor fi scoase la vânzare numai mărțișoare, în niciun caz alimente, haine și încălțăminte. Nu vom discuta decât cu persoanele autorizate. Asta înseamnă persoană fizică sau juridică autorizată. Orice alt fel de comerț înseamnă evaziune. Și eu nu vreau ca Primăria Pitești să încurajeze evaziunea și nici să fim, catalogați în acest sens. Pentru fiecare persoană juridică vom avea un singur loc de comercializare. Un singur loc. Fiindcă în anii anteriori, din familie, au venit 3, 4, 5, ce a fost anul trecut și ce a fost și în iarnă, nu va mai fi acum, o să vedeți. Locurile pentru comercianți vor fi atribuite prin tragere la sorți, iar taxa va fi de 3 lei pe metru pătrat pentru fiecare comerciant. Va fi întocmit și un cazier al comercianților, iar agenții economici care vor lua mai mult de 3 amenzi în Pitești nu vor mai primi acord de vânzare a produselor lor la acest târg al Mărțișorului, dar și la evenimentele ulterioare. Conform facebrand.ro, avem peste 136.000 de utilizatori Facebook în Argeș. Cei mai mulți sunt din Pitești, iar pe locul 2 se află Mioveniul. Numărul utilizatorilor din județul nostru este în creștere. Rețeaua de socializare a împlinit în aceste zile 10 ani de când există. Câți utilizatori avem în Pitești, dar și cifre spectaculoase despre Facebook în materialul următor. În județul nostru, cei mai mulți utilizatori de Facebook sunt în Pitești, cu peste 108.000 de conturi, adică aproape 80% din populația orașului are o pagină pe rețeaua de socializare. Pe locul 2 se află orașul Mioveni, cu 13.400 de utilizatori, iar a treia poziție este ocupată de Topoloveni, cu aproape 4.000 de conturi. Numărul utilizatorilor din județul nostru reprezintă puțin peste 2% din totalul românilor care folosesc rețeaua de socializare. Pe 4 februarie, Facebook a împlinit 10 ani de existență, iar numărul utilizatorilor la nivel mondial este de 1,2 miliarde de oameni. Facebook a pornit ca aplicație internă la Universitatea Harvard. A fost mai mult un joc la început, însă ideea lui Mark Zuckerberg a prins la tineri și s-a răspândit și la alte universități. 2012 a fost un an cheie pentru istoria Facebook. În mai s-a petrecut listarea la bursă și, chiar dacă au fost probleme cu acțiunile, anul trecut a fost cel mai bun din istoria companiei. Acțiunile și-au revenit și au bătut record după record și rezultatele financiare au bătut noi recorduri datorită câștigurilor tot mai mari din publicitatea pe dispozitive
mobile. Veniturile totale ale Facebook au crescut cu 55% anul trecut, până la $7,87 miliarde. La profit, lucrurile au fost și mai spectaculoase. Dacă în 2012 profitul a fost de $53 de milioane, anul trecut a ajuns la $1,5 miliarde. Numărul celor care intră zilnic pe rețea este de 757 de milioane, în creștere cu 22% față de acum un an, iar de pe mobil intră 559 de milioane, în creștere cu 46%. CSN Ioveni a câștigat amicalul cu echipa de Liga 3 Athletic Bradu. Galbenverzii s-au impus cu 2-1, după ce la pauză scorul a fost egal 1-1. CSM Ioveni a disputat ieri un nou meci amical, al patrulea din această iarnă. Dacă primele trei s-au jucat în cantonamentul de la Poiana Brașov, partida de ieri a avut loc la Bradu, adversară fiind formația locală care tocmai s-a întors din cantonamentul de la Munte. Galbenverzii au câștigat cu 2-1, după ce la pauză scorul a fost egal 1-1. Suntem în plină perioadă de pregătire, ne-am întors din cantonamentul de la Poiana Brașov și astăzi am ocupat primul meci amical aici la localitatea, spunem, în județe. Un meci de pregătire bun, cu o echipă tânără, mult schimbată cea de la Bradu, dar experiența jucătorilor noștri și-a spus cuvântul, păcat că scorul este prea mic în raport cu ocaziile ratate de jucătorii noștri. Este primul meci de pregătire al nostru, am venit din stagiul de pregătire de la Munte și am încheiat acest stagiu cu un meci. A fost un antrenament reușit pentru noi și sperăm în continuare să ne pregătim la fel de bine așa cum am făcut-o până acum. Marcatorii au fost Păun pentru Gazde, respectiv Olteanu și Aiza pentru Galbenverzi. Dacă pentru Athletic a fost primul meci din această iarnă, jucătorii neantrenându-se în 2014 până acum cu mingea, pentru Mioveni a fost primul joc pe un teren bun în care s-au putut vedea la lucru jucătorii aflați în probe. La oaspeți au jucat astfel Guiet, Traore, Chețan, Abuzătoaie, Roman și Ene, dar și toți jucătorii aflați în acest lot în acest moment. De partea cealaltă, meciul a fost cu ghinion pentru 3 dintre jucătorii gazdă care au ieșit de pe teren accidentați. Egal în trivale la amicalul celor de la SCM Argeșul Pitești. Formația lui Valentin Sinescu a remizat scor 1-1 duelul cu FC Olt. Adversarul argeșenilor din amical este unul superior, echipa lui Dan Oprescu fiind în Liga a doua. SCM Argeșul Pitești a început seria de partide amicale. Într-un joc disputat acasă, formația lui Valentin Sinescu a făcut față celor de la FC Olt, echipă de Liga a doua. Jocul s-a terminat cu scorul de 1-1, asta după ce echipa care a condus a fost cea a SCM-ului. La final, prestația SCM-ului l-a mulțumit pe antrenorul Sinescu. Primul meci de pregătire, un adversar redutabil, superior nouă la momentul actual, o atitudine foarte bună a jucătorilor, sunt foarte mulțumit de ce au arătat astăzi, cred că suntem pe un drum bun. Și pentru FC Olt, amicalul cu SCM Argeșul Pitești a fost primul înainte de reluarea returului. Echipa din Slatina a avut la acest duel probleme, în special cu suprafața de joc, ce a fost mai mult înghețată. Un amical înghețat, să zic așa, și la propriu și la figură. Primul nostru meci după vacanță, încă n-am mai jucat niciunul. Și din păcate amprenta terenului înghețat și cu porțiuni chiar foarte multe de gheață s-a lăsat cunoscută. Handball Club Argeș a reușit să obțină și mult așteptata victorie în returul de campionat. Echipa lui Titel Răduță s-a impus miercuri seara scor 43-28 în partida reprogramată cu Național Sighișoara. La acest duel argeșenii au rulat întreg lotul avut la dispoziție. Handball Club Argeș a reușit să spargă gheața în returul de campionat. Elevii lui Titel Răduță au câștigat duelul reprogramat cu Național Sighișoara, scor 43-28. La această întâlnire, Răduță s-a văzut nevoit să introducă în teren pe toată lumea. Și asta pentru faptul că se confruntă cu reale probleme medicale la echipă. A fost un joc în care am folosit jucătorii mai tineri sau care au evoluat mai puțin. Nu prin prisma faptului că adversarul este mai tânăr, în ghilimele, ci și prin prisma faptului că avem foarte mulți accidentați. După acest succes, în tabăra celor de la Handball Club Argeș a revenit și moralul. Anterior, argeșenii cedaseră în deplasarea de la Făgăraș. Acum, pentru echipa lui Răduță, duminică vine duelul de acasă cu CSM Oradea. La partida câștigată de către Handball Club Argeș contra celor de la Național Sighișoara, a asistat și președintele Agenției Județene Handball Argeș. Acesta s-a bucurat în final de victoria argeșenilor. La
noapte vremea va fi închisă și rece în județul Argeș. Cerul va fi parțial noros, vântul nu va depăși pragul de moderat, iar presiunea atmosferică va înregistra variații nesemnificative. În cursul zilei de mâine, cerul va deveni mai mult senin, iar vremea se va încălzi ușor. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între minus 9 și minus 4 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 1 plus 4 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, aici se încheie știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu informații noi vă aștept și la următorul buletin de știri. La revedere!